Da, aici suntem, bine v-am găsit și în această dimineață superbă. Cum sunteți? Sunteți din ce în ce mai mulți aici pe contul de YouTube. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc de abonare, mulțumesc că îmi scrieți comentarii. Vă răspund și eu unele comentarii cu umor, cu mai mult umor decât fac eu aici. Și asta este foarte bine, că se creează o comunitate a râsului. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați dat share pe Facebook. Vă mulțumesc că anunțați lumea să se adune aici pe canalul Nicu Bendea, ca să stăm de vorbă, să stăm de povești, să ne simțim bine. Că uitați-vă, situația nu e așa de bună cum ne-am dorit. Ieri au fost depistați 14 polițiști din cadrul IPJ Cluj, au fost depistați cu coronavirus. Încă 44 s-au infectat cu acest virus la reconstituire. Uac, 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 uac. Și abia atunci infractorii ce să mai facă? Poliția e în carantină. Infractorii de mici, încep de mici. Uitați-vă în Sălaj, în celebru județ Sălaj, care are și municipiul Zalău, în care ce sunt? Păcănele și oameni de bine care aduc rable din Germania. În Sălaj, doi tineri de 16 și 17 ani au comandat pizza. Până aici totul e ok, că e vacanță, că e frumos. Dar ce s-a întâmplat? Când a venit livratorul, l-au jefuit. Cum pizza măsii asta, mă? Cum pizza măsii asta, mă? De mici, vedeți, de mici încep să fie hoțoman. E, dar mai au până ajung ca celebru Sebi Ghiță. Îl mai țineți minte? Are vreo 4 dosare nerezolvate în România și el a plecat în Serbia. E acolo, bine mersi, în Serbia, protejat, refugiat politic, mă, refugiat politic. Nu chiar în Serbia, că zilele trecute a fost văzut în celebra insulă Mykonos din Grecia. Acum, ca să înțelegeți voi ce e stațiunea aia, Mykonos-ul pentru greci și pentru Europa, e cam cum e Cojocna pentru Cluj-Napoca, Apahida și Sâmb Paul. Deci Mykonos-ul e cam cea mai scumpă stațiune de vacanță de vară din Europa. Și acolo se bighiță să relaxa. Bea un vinișor, bea un șpriț și asculta manele. Ca tot interlopul. Ce să asculte? Bach, Brahms, semnale M? Nu! Sebastian Ghiță să relaxa în Mykonos. Că justiția română, acum dacă tot e în Mykonos, măcar să ia o mică micoză. Scrimă și pedeapsă, asta e situația justiției din România. Apropo, Ana Maria Popescu a fost declarată cea mai titrată sabrără, scrimeră din toate timpurile. A câștigat de 4 ori Cupa Europei, Cupa Mondială, pardon, la scrimă. De 4 ori, nimeni n-a mai reușit asta. Vedeți ce înseamnă? Inițial o chema Ana Maria Brânză. A văzut că nu prea face ea nicio brânză, s-a măritat cu un domn Popescu și a început să-i meargă sabia, domnule. Păi nu-i de mirare că avem cea mai bună luptătoare cu sabia din lume, la cât ne înțepăm și noi români. A zis și mitica Dragomir. Care e diferența între scrimă și fotbal? Ăștia de la scrimă fac scrimă, ăștia de la fotbal s-o crimă. Înțeapă, da? Înțeapă și Gabi Albinuța. O știți pe Gabi Albinuța? Zum, zum, zum. Albinuța mea, Gabriela Firea, a împlinit ieri o vârstă frumoasă, iar soțul ei, domnul Pandele de Voluntari, i-a făcut niște urări frumoase. A numit-o încă din start pe Facebook, pe Gabi Firea, pe soția lui, a numit-o Albinuță. Acum, nu știu, aduce multă miere în casă, îi spline aripioalele de polen sau are un ac ascuțit? Și zicea că are o voință de oțel, că luptă, că nu știu ce, și în final zicea: la mulți ani, iubita mea, alături de care aerul se poate respira. Cât romantism, câtă pasiune. Nu știu ce ar zice bucureștenii, că ei nu prea mai pot respira aerul alături de doamna Firea. Să vedem pentru următorul mandat. Că mai sunt și oameni cinstiți care muncesc în România. Nu numai fugar ca Ghiță și șmecher, nu. Un preot din Gorj. Până aici e o știre, dar urmează partea de bine. Lucrează part-time instructor auto. Deci o veste mare, un preot lucrează. Acum nu știm dacă pe Mercedes face școala cu învățăcei, dar e de bine. Un preot instructor auto. Vă dați seama că toți cei care fac școala de șofer cu el sunt asigurați? Sunt asigurați? Apasă ambreiajul.
bagă într-a întâia și mergi înainte cu Domnul. Când se urcă în mașină, pe învățăcelul care stă la volan, îl miruiește. Dacă îi lovește mașina, îi și dă la mir. Foarte bine. Nu e o problemă că aduce el iconițele și le pune la oglinda dinăuntru. Protecție maximă. Școală de șofer divină. Pe drum nu explică aici te asigur ce semn de circulație e ăla, calcă ușor frâna, nu. Totul se bazează pe rugăciuni. Îi zice instructorul preot celui care învață să conducă. Înger, îngerașul meu, uită-te la BMW-ul. Eu sunt mic, tu mă fă mare, ai sistemul de frânare și în tot locul mă însoțește și de polițiști mă păzește. Bravo lui! Îi de apreciat. Uitați, un preot o și zis omul, zice, păi am slujbă duminica, oamenii sunt puțini în sat, sunt așa de puțin că nici nu mai mor. Apoi de cununat, de botezat și de alte sfinte taine. Nu. Și omul s-a apucat să facă pe instructorul de șoferi. Păi asta e adevărul și ăsta e rolul preotului, nu? Să te aducă pe calea cea bună. Acum, dacă învață pe ăștia tineri sau mai puțin tineri să conducă mașina, o să-i aducă și pe drumul cel bun. Bun. Icoanele din partea casei. Icoane. Apropo, știți protestul ăla anti de duminică, unde au fost prezenți vreo 200 de persoane cu icoane, cântau, se rugau, să... Am aflat cine l-a organizat. Protest anti-5G, anti-vaccinare, anti-carantinare. Cine l-a organizat? O domnișoară, o tânără, o plină de speranțe în viziunea Antenei 3, care îi consiliera Mariei Grapini. Aici s-a terminat, nu mai avem nicio discuție. Maria Grapini, exemplu clar de mitocănie, de limitare intelectuală românească. Acum și în Parlamentul Europei. Nu, așa, pe dacă consiliera ei, care nu e în stare să învețe cum să scrie corect o postare pe Facebook, face un astfel de meeting, I rest my case. S-o lua la braț cu Garcea, mamă, Canleana și Costel, actorul de la Vacanța Mare sau ce-o fi, turnătorul, că s-o dovedi că în studenție își turna colegii, da? Garcea, mamă, când l-am văzut acolo, chel și cu bavețica aia cu măscuța sub maxilar, parcă era Leana pe invers, Leana pe invers, că ea avea un batic în cap. Acum e invers, toți sunt potrivă, să deschidem, să nu închidem, să nu. Hai să fim un pic mai echilibrați. Așa cum este și Andreea Esca. Echilibrată, de vineri numai pe post. Ce se întâmplă? Ci că a fost în urmă cu vreun weekend jumate... Pot să estimez așa ceva? În urmă cu un weekend jumate, o petrecere tare, acolo pe litoralul românesc s-a deschis ceva hotel și au venit influenceri. Ce sunt influencerii? Sunt ăștia ca mine care vorbesc pe Facebook și pe YouTube, numai care fac și bani. Influenceri și VIP-uri, artiști, interpret, așa? Și și-au făcut acolo poze, filmări și au zis, mamă, ce tare, în sfârșit, încă un hotel, încă o perla litoralului, ce tare, ce... Și apoi după aia s-a dovedit că luați de euforie, de un pic de șpriț, de mai știi ce marafet, nu ne băgăm, s-a dovedit că au fost un pic infectați. Nu se știe încă, poliția a demarat o anchetă. Ci că și Andreesca ar fi puțin covidată. Nu știm asta, deci de vineri ea numai e pe post, dar ea într-un fel e bucuroasă. Într-un fel e bucuroasă că are mai mult timp să își numere salariul din ultimele 3 luni. N-a apucat să și-l numere, de cum să și-l cheltuiască. Cam atâta pentru azi, stimați colegi de izolare, albinuțe ce sunteți, albinuțelor, că voi aduceți aici like-uri, voi scrieți comentarii și spuneți lumii să se aboneze la canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. Nicu Bendea are canal de YouTube. Pe vremuri se făcea canalul Dunăre Marea Neagră. Acum stăm și noi aici și facem un canal de YouTube ca să ne putem întâlni aproape zilnic, să putem discuta și dezbate ce mai e la ordinea zilei. Pe mâine, din ce am citit eu deja de azi și de ieri, va fi un pic de subiect politic. Se apropie alegerile locale, pe 27 septembrie, de Ziua Internațională a Turismului, și trebuie să stăm un pic de vorbă despre traseism, despre nesimțire în politică,
despre pungi de făină și sticle de ulei pentru a tras voturile. Mai sunt 3 luni, nici 3 luni și o să fie alegerile locale. Scrieți la comentarii despre acest subiect și mâine în video o să povestim despre. Nicu Bendea a fost și astăzi cu voi. Pe canalul de YouTube mă găsiți și mâine și cât o mai ține internetul și cât mă mai lasă socra. Tușește înseamnă că se trezește. Azi face mâncare bună. Supă de conopidă. E foarte bună supa de conopidă. Un gât de curcan sau pe două aripioare de rață. E extraordinară, cu untură de rață, ceapă, legume, zarzavaturi, pac! Și după aia au zis că mă răsfață cu un guiaș. Nu la ceaun, că nu avem condiții și nici material. Acolo pe sobă un guiaș. Și cu niște murături, dacă mai sunt, Avelo Raio. Așa că mă duc să o întreb pe socrela dacă dorește o cafeluță, dacă dorește să-i pornesc televizorul, să-i aerisesc iatacul, să fiu ginere bun, că dacă ești ginere bun, socra nu te lasă în drum.